Creează un video cu această temă și text. Cafeneaua Florian, situată în piața San Marco din Veneția, este cea mai veche cafenea din Italia. Inaugurată la 29 decembrie 1720 de Floriano Francesconi, ea cuprindea doar două camere. Restaurată în 1858, a fost reamenajată și extinsă cu alte încăperi elegante. Camera orientală, chinezească, a anotimpurilor, a bărbaților vestiți, a senatului și a libertății. A funcționat neîntrerupt, devenind o destinație preferată a venețienilor, precum și a turiștilor. Cafeneaua Florian a fost încă de la început un loc de întâlnire important pentru artiști, scriitori, poeți, politicieni și, bineînțeles, cetățeni bogați italieni și străini. Ferestrele sale au asistat la splendoarea și căderea Republicii Veneția, la conspirațiile secrete împotriva stăpânirii franceze și apoi austriece. Mai târziu, camerele sale elegante ausite pentru a trata răniții în timpul răscoalei din Mini Jobs 48. Este adevărat că nicăieri în lume nu se vinde o cafea la fel de scumpă ca aici, dar la fel de adevărat este că va fi servită pe o tavă de argint de un chelner în saco alb cu papion. Și factura include, bineînțeles, și muzica orchestrei live.